Rectorii de școli au fost instruiți cu privire la modul în care se va desfășura evaluarea națională. Acestora li s-a spus ce subiecte să descarce de pe site-ul Ministerului Educației în funcție de specificul unității de învățământ. Cu toate acestea, la centrele de examen de la Valea Mare și Călui, cei 38 de elevi care au susținut proba la limba și literatura română nu au primit subiectele corespunzătoare, ci pe cele destinate etnicilor maghiari. Au fost listate greșit subiectele. În cazul acesta, Comisia Județeană a respectat toate precizările de la Comisia Națională, preluând cele 38 de lucrări și repartizându-le județului corector pentru corectarea lor după baremul specific. Elevii care au primit subiectele greșite nu au fost puși să repete examenul, așa cum s-a întâmplat la școala din Predești, județul Dolj, la indicațiile Comisiei Naționale pentru Evaluarea Națională. Lucrările celor 38 de absolvenți de gimnaziu au plecat spre comisiile de corector din alte județe și vor fi evaluate ca și ale etnicilor maghiari. Conducerile cele două centre de examen, exact cum ni s-a transmis de la minister în videoconferința de vineri, pentru orice nerespectare gravă, și mi se pare o nerespectare gravă a atribuțiilor, conducerile și-au depus demisia. Și la două directoare. Da, da. Proba de astăzi, de la matematică, s-a desfășurat în cele două școli sub conducerea celor două comisii, în ciuda demisiilor înaintate de directorii școlilor unde au apărut probleme.